A revenit, stimați telespectatori, la discuția noastră împreună cu împăratul șoselelor naționale din județul Gorj. Și așa cum mai avem un împărat în energie care seamănă la podoaba de sub nas, la fel și cu domnul Tudor, zic că sunt pe undeva pe aproape, dar adică domnul, Tudor știe, și da, domnul Tudor știe să facă mult mai bine plăcut decât celălalt. E undeva la antiteză. Acum, și când ai în spate atâtea probleme, poate nu-ți mai arde să te mai faci plăcut. Păi, dacă poate cine știe, da. Păi ce, dumneavoastră n-aveți probleme cu șușelele astea? Ba da, da, dacă așa m-a făcut muma pe mine, a zis, mumă, uite-te frumos, oameni, și vorbește frumos, că e ce dacă te înjură. Ia să ținem și nouă de șușeaua asta de centură, ce faceți cu ea, că sunt multe controverse. Credeam că scap. Nu. Credeam că scamă, tot uitam la ceas, zic, nu trece timpul. Da, da, nu sună clopoțel, nu se fi salvat de clopoțel aici. Sigur că, din păcate, este totuși o parte a noastră de activitate care ne-a creat multe insomnii, multe probleme și uneori poate și noi n-am reușit să ne facem plăcuți tot timpul și am avut și noi comportament uneori ca alții. Centura, până la urmă, proiectul a fost făcut așa cum a fost făcut, noi nu putem, nu-l mai comentăm, nu mai discutăm, proiectul a fost aprobat, s-a făcut finanțarea. Execuție, să vorbim direct de execuție. Și trecem direct la început, în sfârșit, a început execuția, au început lucrările, dar multe surprize în teren, multe aspecte constatate. Am reușit să trecem peste foarte multe din ele, mai ales că multe situri arheologice în zonă descoperite și ceea ce este foarte bine că e vorba de istorie, dar ne-am izbit cu centura de câteva ori, ne izbim cu ea în casele. E un fel de centură de castitate asta pentru dumneavoastră, că nu prea îi dați de cap. Greu să-mi pui mie centura. Nu? Vorbeam de mai greu. La modul general. Mai greu așa la modul general, da. Ei, însă sunt câteva puncte unde situația a creat multă bătaie de cap și pentru mulți chiar, vă spuneam, insomnii și nopți nedormite. Noi am înțeles foarte mult pe oamenii care au casele în zona respectivă. Dar noi am înțeles pe cei care ne-au atacat prin instanță și noi, pentru că nu oamenii cu casele ne-au atacat în instanță, este dreptul lor. Ne-am supărat la vremea respectivă, ne-a trecut, am rămas tot locuitor. Dar le-ați dat valoarea, despăgubire, valoarea reală a casei plus teren? Sau aici, cum, aici asta vrem să vă întreb. Nu, nu. Când s-a făcut evaluatorul, când a venit, a venit în Târgu Jiu și a mers la câteva birouri notariale și a luat niște sume pe zonele respective, aproximative, ca orientative. Deci s-a dus la un birou notarial, să zicem, a venit la mine la birou și am zis $2 pe metru sau... Din păcate, după ce au fost aceste sume stabilite, au mai fost niște controverse și cu Ministerul Finanțelor. Cert este și rău este și dureros este că au ajuns la oameni niște valori foarte mici. Cu câteva excepții, toți oamenii sunt nemulțumiți. Deci, am spus-o și o repet, valorile nu reprezintă realitatea. Nici pentru case, nici pentru terenuri. Avem și, în schimb, avem și case unde oamenii au spus, domnule, e bine și așa. Deci, sigur, suma rezonabilă, dar totuși putea să, poate om și poate putea să fie mai. Avem și terenuri unde oamenii, da, sunt mulțumit pe valoarea terenului. Dar marea majoritate oamenii, și pe bună dreptate, în situația asta, acolo unde se ajunge să demolăm casa. Haideți că așteaptă un telespectator de da, foarte mult timp. Da, haideți să intre telespectatorul și vorbim pe urmă de centură. Da. Bună seara, sunteți alături de noi. Alo? Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. Aș avea și o întrebare pentru domnul Tudor, dacă se poate. E la dispoziția dumneavoastră. Traseul ăsta, la jumătatea mulți, spre Târgu Jiu. Când se termină? Sunt băiatul ăla cu dializa. Dacă mă țineți minte de săptămâna trecută. A, vă referiți la, de la Târgu Jiu la Petroșani? Nu, domnule, nu. De la Moi la Târgu Jiu, podul de la Vârț. Când se intrăm în Rovinar și când se intrăm la Vârț. Sunt un băiat dializat care eu n-am nevoie de grup. Mă bucuram să fie drumul foarte bun. Nu, se așteaptă o campanie electorală. Ce se așteaptă să termine la Rovinar și la Vârț? Hai. O zi să răzi bine până acum. Mulțumesc vă pentru intervenția dumneavoastră. Nu, stați așa. Stai. Deja pe noi ne-a anunțat de la secția de dializă de unde facem. Trebuie să plecăm eu din Moi de unde sunt. Trebuie să plec la 5:30 ca să ajung dimineața, că s-a lăsat ceata și joperii nu văd marcajul.
Cred că ar fi necesar și un marcaj pe drumul ăsta al nou care s-a făcut. Corect, aș spus că e marcaj. Da. Deci de marcaj s-a făcut marcajul coaxial doar atât pe centru, s-a marcajul vertical, adică semnele, atât deocamdată, iar în legătură cu gropile, aveți dreptate, eu am explicat mai devreme ce se întâmplă în zona vârțului, de ce nu sunt gropi, sunt acele diferențe de nivel pe care constructorul a lăsat cam din topor. Punct și mâine o să discutăm despre problemă, punct și de la capăt, nu? Ați avut întrebarea adresată pe aceeași temă pe care a fost și telespectatorul dinainte, mai da, doriți să adresați o altă întrebare? Nu ascultă asta, ce mai prisei înainte că ai plecat, au zis că dacă nu se termină un drum, face adresă la premier. Păi ce a făcut domnule premierul pentru Cori? Că ei, hai că ne apucare să facem politică. Vreți să vă spun eu știu că dumneavoastră sunteți în roșu, dar premierul n-a făcut nimic pentru Gorj. Nu, eu sunt în roșu. Colegul meu de platou este în roșu. Ia uitați-l, are cravată roșie. Domnule, puneți-mi un lucru care l-a făcut Ponta pentru Gorj. O țară mai calm un pic. Vă rog, hai să fim un pic mai calm, da? Da? Nu, dacă... Bun, atunci eu vă spun. Vă mulțumesc. Eu vă spun ce a făcut. Mulțumim și noi pentru intervenția noastră telefonică, domnul Tudor. Ce a făcut? Ce vorbim noi mai devreme? Aceste drumuri, aceste sectori de drum, finanțarea este datorită că cei care au avut și curajul și puterea de convingere și s-a schimbat finanțarea. Ați mai răspuns la întrebarea asta? Hai să revenim la centură, la problema cu centura, că asta e cea mai dureroasă. Și legat de centură, și cu centura o cam... O să fie sumele mai mari care vor fi acordate de scocubiri? Vor mai fi câteva reevaluări, pentru că nu toate au fost reevaluate, nu au fost prinse toate la exproprieri și avem situația cu Bucureasa. Noi ne-am întâlnit cu proprietarul casei de la Bucureasa săptămâna asta. I-am spus ce urmează, se va face evaluarea, s-a făcut evaluarea casei și evaluarea terenului care plantație. S-a pus omul prun, mergi, cireșe și a pus acolo, valoarea terenului mai mare, urmează o nouă reevaluare acolo și o altă ordonanță de expropiere. Dar mai mult, noi nu putem să, dacă evaluatorul a stabilit și a ieșit prin ordonanță valoarea, noi nu putem să mărim valoarea. Dar din experiența anilor trecuți și altor zone, vreau să vă spun că toți cei care au mers la instanță au câștigat o valoare mai mare în urma... Deci numai prin acțiunea din instanță. Da. Oamenii nu trebuie să se sperie că, domnule, stai un pic, mă duc la instanță, cheltuie sală. Nu trebuie să cheltuiască nimic. Au nevoie de avocat să le facă materialul, să le facă acțiunea în instanță. Atât, în rest, nu trebuie să-și facă probleme că vor cheltui. Orice bănuți vor cheltui, instanța va hotărâ și cheltuielile de judecată le vor primi cetățenii respectivi. Sigur, nu ne trezim că vin cu niște sume cheltuielile de judecată mai mari decât valoarea terenului. Asta nu se va întâmpla. Așa că eu cred că asta am reușit să le explicăm oamenilor și le explicăm în continuare. Mai departe, suntem în întârziere cu lucrurile pe centură. Suntem în întârziere datorită unor cauze obiective și subiective. Suntem în întârziere pentru că s-a lucrat foarte mult până când s-a reușit să se intabuleze culoarul, s-a durat foarte mult până când s-a investit cu titlul executorul și mai mult, ca și pe defileu, surprize am întâlnit multe, neprevăzute în șantier, în urma una a fost câteva aspecte legate în proiect și altele au apărut în teren. Din păcate nu se pot face modificări, pentru că Uniunea Europeană a aprobat valoarea, FIDIC roșu, cum zic constructorii, a aprobat-o și orice modificare înseamnă făcut pe banii statului român. Nu poți să faci drumul de varianta de ocolire, centura, așa cum îi funia într-un sac, nu mai putem decât în cadrul culoarului de expropiere. Domnul Tudor, eu vă spun, mie îmi place cum vorbiți dumneavoastră. Vorbiți scurt la obiect, fără a vă pierde în detalii. Haideți totuși să vedem ce modificări produce în limbajul și comportamentul și atitudinea unui om, Academia Politică Ion Călinoiu. Păi da, acolo s-au petrecut studiile politice. E adevărat că suntem întârziați acum. Că au apărut niște probleme. A fost perioada foarte ploioasă, iar în zona Vârț, unde lucrăm cel mai mult de la Rovinari până la Drăguțești, acolo vara când este cald, pământul este tare, iar când plouă, sunt zonele foarte mlăștinoase.
Deci, domnul Ion Călinoiu, totuși, mai sunteți un pic adept al dânsului. De Da. ce? Când plouă e un terenul sau cum să-i? Când plouă... Bă, dar cum o găsesc pe asta chiar așa? Nu, Păi păi, de asta, da. de asta îmi place mie să vin la voi. Da, totuși, înveți de la toți. Eu m-am Ați form... învățat aici, mie mi-a plăcut ce ați învățat. Ați avut o declarație de senzație, mi-a plăcut. Da, n-a fost de... Așa a fost o emisiune întreagă. N-a fost... Voi opriți numai ce vă plăcut. Da, nu Păi, mă pot supăra până la urmă. aia a fost declarația de Da. senzație. Ați văzut cum fac Da. tabloidele? Senzațional, de Da, necrezut, da. incredibil. Când plouă e un terenul, când e Da. secetă e tare. Iarna nu-i ca vara, nu? Da, mă, dar l-a ajuns președinte când a zis să nu. E, înseamnă că aveți Nu, obiective în mulțumesc lui alte. Dumnezeu, E mă foarte opresc. bine. Nu, mulțumesc Dumnezeu, mă opresc aici. Eu, înainte de a intra în politică, știți că am fost avocat? Am avut cabinet individual de avocatură. Am terminat facultatea la Nicolae Titulescu, la Craiova, la facultatea adevărată, nu peste munte, la Herculane. Și, da, Ia uitați, ia uitați ia. ce. La japonez ce frumos arată drum. Ia uitați, stați cu. Dragă, cu tremurile, Dumnezeu s-a supărat pe ei. Dar tot Dumnezeu le-a luminat mintea și le-au făcut. Da. Nu? Doamne ferește de așa ceva. Noi, eu ce spun colegii, Ce zic, ce zic, domnule, colegii? avantajul nostru este că noi suntem credincioși. Dumnezeu ține cu noi. Da. Până ați văzut când colegii noastre au venit să mă prindă că turnam pe ploaie ca a ieșit timp de soarele? N-ați văzut? Păi, Imediat. vă dați seama, credința din sufletul dumneavoastră a adus imediat soarele. Imediat soarele, da? Nu oricum, dacă Da. tehnologia e vai și amara, la marea. Da. Sigur, Doamne ferește, un tremur, ce ar însemna. Da, să sperăm că nu vom ajunge acolo. Nu, la noi nu trebuie să se întâmple cu tremurul și asta, la noi pleacă de la sine jos, Avem și face noi. picioare și pleacă, nu e problemă, nu trebuie cu tremure sau... Avem și noi șosele care o ia din loc, o ia la școală, drumul la vale. Sunt multe, sunt încă destul de multe de făcut. Chiar pe drumul nostru în Gorj avem câteva puncte unde pleacă drumul la vale. Cu drumul ăla dintre Târgu Cărbunești și Drăgășani, ce faceți? Că ăla e bombardat. Este licitația a fost câștigată, a fost inițial predat drumul. Este drumul la companie, nu e la noi, nu este gestiunea noastră, nu știm încă nimic. N-au venit, s-au prezentat constructorii, dar Ăla, astăzi dacă de mergi de 4-5 ori pe el, du-te, întorci, da, îți da, rup, da. te duci direct la servis. Astăzi de Buc și alte dimineață, probleme. astăzi de dimineață am discutat cu domnul Mezeanu, ne-a făcut instrucție, ne-a dat, facem reparațiile peste deal, porțiunea de aici de la peste dealul Cărbuneștiului. Vom face reparații primare pentru a reuși să trecem iarna în condiții cât de cât normale și să sperăm că la primăvară compania va impune constructorului să apuce de... Sunt trei firme, sunt trei tronsoane, cum sunt împărțite, dar după... Cam multă birocrație se Extra de împarte multă pe în țara. tronsoane Extra de și multă în asta țara vreau asta. să Extra de multă. Păi să vă spun ceva. Ne auzim norocoțiră cu iarna acum, un pic. Și pentru că veniră trei firme la dezăpezire. S-au înscris trei Dar ați firme. văzut anul trecut fără dezăpezire, fără nimic, că v-ați descurcat excelent. De ce e nevoie de dezăpezire de Nu, contract? de Că ați asta. luat de până nu știu ce județ, de până Păi Vâlcea, de până Craiova. nu, dar tot s-a făcut și atunci contracte. Dar s-a făcut pe baze. S-au făcut pe baze contracte. Nu s-a mai făcut pe toată. Nu poți. Nu. Păi, dar am luat de la Craiova, acolo aveau contract. Și am luat din utilajele lor. Dar dacă ningea și la Craiova și la Târgu Jiu ar fi fost o mare problemă. Deci contractele trebuie făcute. Păi sunteți un om Trebuie. credincios, n-ați spus adineauri. Vă Păi da, rugați dar să uite, ningă la Craiova câteodată și să nu ningă la să Târgu nu Jiu ninge și la în Târgu Gorj. Jiu, da. Da. Câteodată Dumnezeu să mai supără și pe noi. Să face contractul pe un an. Păi firma vine pentru un an, își cumpără utilaje, după un an ce face cu ele? Și, nu, multe hârtii, foarte multe hârtii, foarte multe birocrație. Legea achizițiilor este dezastroasă. Premierul a promis că până în toamnă o schimbă. Eu te mă aud de cetățeanul și spun ce a Păi făcut stați să premierul. vedem că dacă trece de obstacolul care se cheamă Liviu Dragnea. Lupii tineri. El lupii tineri mai greu cu Liviu Dragnea, e undeva prins între cele două generații. Un Păi și telespectator atunci. insistă cu un mesaj la Miluta, Comuna Bălăscu. Ne poate spune domnul Tudor dacă se mai continuă asfaltul? S-a pietruit drumul, dar lucrările s-au oprit. De ce? Nu este, e drum județean. În Borăscu, Comuna Borăscu. Deci îmi pare foarte Deci rău. aparține de... A, este drum județean. Fiți convins că le face domnul Călinoiu. Să știți, Da. și le face bine. Mai, e mai, era să zic, ce le mai face la Se vede că aveți acolo. studii de avocat și îl reprezentați bine pe domnul Ion Călinoiu în această seară. Am Cred interesul. că ar avea nevoie de un Este avocat ca colegul dumneavoastră. meu de partid, nu? Sau cum Pentru... zice? O să zici că e șeful meu de partid, nu? Nu, da,
Eu sunt sincer. Dacă nu-mi convenea ce vă spuneam. Au și ei păcatele lor, au și ei problemele lor și cu drumurile și ca peste tot în toată țara asta. Din cauza asta stăm rău. Drumurile au fost în mare interes să nu se facă drumurile. Infrastructura, ai turism. Nu s-a vrut turism în România. De ce Ceaușescu a făcut o structură specială? Stați puțin, domnul Tudor, ce vorbiți că nu se vrea turism? A coborât de la Brașov în jos spre Bran, spre Brașov în acea zonă? Da. Păi ați văzut cum trăiesc ea din cetatea Branului și din cetatea Râșnovului. Da, doar două obiective acolo și dezvoltat o întreagă zonă acolo economică, hoteluri, pensiuni, agricultură. Cu câte eforturi au zis să fac oamenii chestiunile acolo? Știți cu câte eforturi? Păi și aici de ce nu se dorește, domnul Tudor, că sunt de la Revoluție, îi conduc. Uite că păi și ăla a reușit, la noi se încearcă și acum. Nu trebuie, nu se facă călei noi o pensiuni. Nu, vorbeam de pensiuni, de dezvoltarea turismului, pentru că intră în atribuțiile lui. Dezvoltarea turismului înseamnă promovarea zonei, pe care totuși o face. Am văzut, o fac, se face, greu. Săracul de el, haideți să facem o chetă. Nu mă refer la el. Să facem o cutie a milei. Nu face el, nu el o face. O fac cei care răspund să facă promovarea. Drumul de la Lăzărești la Arșeni e numai bombe. Lăzărești? De la Lăzărești la Arșeni, zona Mușeteștiului. Lăzărești, zona Mușeteștiului este drum județean. Nu este al nostru. Nu este al nostru. Nu este nici asta al nostru. Deci drumul nostru este de la Polovraj, Târgu Jiu, Motru, Târgu Jiu, Baia de Aramă, până jos în, peste Godeanu până la Cerna, Târgu Jiu Filiaș, Târgu Jiu Petroșani, Novaci Rânca, drumul Regelui și porțiunea asta de la Scoarța, Cărbunești, Hurezan, Măru, partea rantă trecem la Drăgășani. Deci ăștia sunt drumurile naționale. Deci drumurile naționale care revin și arăt sunt mai bune decât drumurile județene și e normal să fie așa pentru că sunt mai mulți bani la drumurile naționale și... Păi cred că dacă calculăm câți bani ați avut dumneavoastră pentru drumurile naționale pe în ultimii 10 ani, raportat la câți bani a fost pe drumurile județene, eu cred că vă bate la buget. Păi da, dați mai multe drumuri județene. Păi prostești că făceau o listă de o ierarhie de priorități în care lua pe cele mai importante și cele mai circulate. Nu știu, nu sunt eu în măsură să fac această analiză, nici măcar nu m-a interesat până acum. Important e să rămână ceva. Adică să rămână drumurile făcute. Asta este cel mai important. Drumurile naționale rămân, dar drumurile județene, marea majoritate, Dumnezeu cu mila la ele, că sunteți un om credincios. Bună seara, sunteți alături de noi. Bună seara. Să rămână, vă ascultăm. Aș vrea să întreb și eu pe domnul Tudor dacă drumul de la Scoarța până la Cărbunești și de la Cărbunești către Drăgășani aparține de dânsul. Tocmai... Sau dânsul are în... Tarlaua mea. El are tarlaua al dânsului, da, auziți. El are, dar dacă și știe ce... Nu face deloc. Bine nu, să știe. Stați puțin că poate vine domnul Ion Călinoiu să cultive ceva pe el, porumb, grâu și de-aia... Ei, hai, nu așa. Poate să crească în asfalt. Nu, porumbul. Că ăsta porumb și grâu ar fi prea puțin. Ar trebui ceva pom, ceva... Gropile sunt prea mari baobad, pentru că dămânța de grâu și de porumb. Apreciem starea noastră de spirit. Bună seara! Este adevărat drumul de la Scoarța la Cărbunești. De mine de rău, stăm mai bine pe acest drum. Da, le-am petecit, dar s-au făcut găurile la fel. Le reparăm din nou, începând de săptămâna viitoare. Abia acum am reușit să dăm comandă. Nu a depins de noi, a durat mult licitația și altă. Dăm comandă de săptămâna viitoare. Terminăm în zona Motrului și intrăm de la Scoarța până la Hurezan, în mod deosebit peste dealul Cărbunești. Și pe canton, domnul Tudor, dacă ați fost mai de curând acum... Pe canton? Pe canton, ținând cont de la Cărbunești către Licurici. Asta, deci noi așa spunem. Sâmbăt am fost. Sunt niște gropi și a trebuit... Sunt și alunecări de teren acolo, se circulă pe un sens. Am fost sâmbătă cu șeful de district de la Licurici, cu Mircea, cu Deaconescu. Cu domnul Deaconescu, da. Îl cunoașteți, un om tânăr, cu multă energie. Am fost împreună încă o dată, le-am revăzut încă o dată. Ieri am discutat la Craiova, ne s-a dat instruire în sfârșit. Am întârziat puțin pentru că drumul trebuie să predat la constructor, constructorul nu s-a prezentat, îl reparăm noi. Vom sta pe el până la Crăciun. Cât o să avem timp, când ne permite timpul să refacem reparații, dar încă o dată vă spun, sunt reparații primare provizorii. Și dacă domnul se întâmplă, Tudor, da. O secundă.
Da. Ținând cont că sunt femeie, dar în practic nu se ține cont. Am văzut, deși am o stimă deosebită pentru domnul inginer, e tânăr și face lucruri bune uneori, dar am oprit mașina lângă dânsul și i-am spus, fii foarte atent că gropile cum le faci tu acum vor ține până mă întorc eu de la Târgu Jiu. Și-au ținut? Și-au ținut până m-am întors eu de la Târgu Jiu. Bine, vă spun ce făcea atunci. Mi-a spus de domnul Tudor. Bine, o să vă spun pe cât de curând și o să vă spun mai multe. Mulțumim, stimată doamnă, pentru intervenția dumneavoastră telefonică. O seară plăcută, domnul Tudor. Vă rog, faceți pistă de decolare acolo pentru avioane în zona aceea? Mi-a face plăcere să fie ca drumul ca o pistă, dar nu o să putem așa de mult. Mă gândeam că mutați aeroportul de la Stănești, de acolo poate îl mutați în zona aia. Este zona copilăriei mele. Eu am copilărit în Gorj, nu în alte județe. Da. Da? Ce? Sună cineva? Ne sună cineva? Nu încă. Vreau zic că ne sună cineva. Nu încă. Deci, dar legat de drum, nu mai luăm telefoane pentru că nu mai permite timp. Am spus-o acum. De drum. Am avut și mai devreme cu drumul de la Scoarța. Am discutat de el. De săptămâna viitoare intrăm și pe reparații. Și avem, sperăm să finalizăm licitația și cu covor de la Hurezan, porțiunea pe Hurezan, vreo 4 km unde nu s-a pus covorul, să punem covorul. Vis-a-vis de discuția inițială, avem un alt mesaj interesant. Domnul Tudor, întrebați pe domnul Tudor dacă a făcut balet. Ați făcut balet în tinerețe? Balet, domnule. Am jucat sârba și hora de mână la mine, la Lelești. Și, bineînțeles, în școală, în liceu, dansuri populare am făcut cu colegul meu de bancă, domnul Victor Loga. Îl salut dacă se uită la televizor, dacă o avea timp, dacă cred că cu nevasta acasă are treabă. E ziua lui mâine, zicem, la mulți ani. Mare dansator și am fost la formația de dansuri. Nu, n-am făcut balet. Mă întreabă dacă am făcut, nu întâmplător, pentru că zice că știu, uite așa să... Le dați pe cotite foarte așa. Bine. Nu. Sunteți obișnuit cu virajele, că doar lucrați la drumuri naționale. Și cu curbele, mai ales. Oricum, curbele sunteți expert, cred că, la cum le ați dat pe drumuri naționale. Depinde cum ai, exact, de păr, chestii, trebuie să știi foarte bine cum intri. Mulțumesc cu mașina, pentru participare, domnule, deci, director Ion Tudor. Da, de nefericire ne omoară timpul, nu avem încotro, trebuie să ne oprim aici. Eu cred că data viitoare o să ne spuneți mai multe. Cred că am să vă rog să găsim posibilități și vă mulțumesc că, uite, din păcate timpul e scurt, dar reușim să mai transmitem câte un mesaj. Așa cât mă pricep eu, să le mai explic oamenilor, să-i mai descreți, le mai descrețim și frunțile, că de încrâncenări suntem sătui. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Una bună seara, mulțumim că ne-ați suportat. Mulțumim încă o dată, mulțumesc telespectatorilor care au sunat, mulțumesc în egală măsură telespectatorilor care au trimis SMS-uri. Rămâneți în continuare alături de postul Tele3. Sunt Leonard Filip, vă doresc o seară plăcută, la revedere!